Rock Driver on Rock FM. Dragi moșilii, dacă vedeți vreun nebun cu sacou pe motocicletă alergând de colo-colo prin București, e posibil să fie cel care interpretează unul dintre rolurile principale într-unul dintre cele mai mișto filme românești pe care le-am văzut în ultima vreme. Bogdan Farcaș de o bună bucată de vreme se tot deplasează călare prin țară pe la cinematografele patriei să participe, să asiste, să ne îmbie, să ne cheme, să vedem Neidentificat. Cum spuneam, unul dintre cele mai mișto filme românești pe care le-am văzut în ultima vreme. E, ce să vezi că de data asta n-a venit singur, așa cum a promis. Cum a promis. Scuze. A zis că vine singur, că să bem o bere după, că nu știu ce. Mi-a făcut o altă surpriză, l-a adus pe Dragoș Dumitru, unul dintre actorii talentați pe care i-am văzut. Când am fost, mă, altă seară? Alaltă seară, cred că. Așa. La Afi Cotroceni, la premieră. Deci, Doamne, am plecat cu o mare bucurie în suflet și cu sentimentul că în viața asta am mai câștigat ceva. Am văzut odată un film extraordinar și am văzut niște oameni foarte mișto din valul tânăr de actori care m-au făcut să cred că, fuck, cinematograful e pe mâini bune, frate. Dacă nimic nu merge, dracului, în țara asta, măcar cinematograful să meargă, cinemateca sau cum îi spuneți voi. Bine ați venit, dragilor! Încep cu tine, Bogdane, că Dragoș îl văd că e mai timid acolo. Ți-am zis să te relaxezi, că aici e discuție între bikeri, între prieteni, între alea. Hai să începem cu începutul, Bogdane. Când te-ai jucat prima dată? Teatru, film? Când? De unde a început demența asta? Da, în primul rând zic salut tuturor și în cazul în care ți-am atins azi oglinda, mă grăbeam spre Hrubaru, deci îmi pare rău, da? Unul la mână. Așa. Doi la mână. Okay. Băi, nu știu când am luat-o. Dacă eu fac 42, deci aveam 18 ani. De fapt, eu m-am gândit prima dată la teatru când aveam vreo 12 ani. Dar nu m-am gândit la teatru real. M-am dus tata la mare și aveam un prieten actor. Stai, tu ești din Iași, că ai accent de gascon, așa, da, se da, vede. Da, da, din Iași. Da. Așa, moldovean, ca jumate din lumea artistică a țării. Ce vorbim? Moldova. Așa, Moldova, și m-a dus tata la mare cu un prieten de-a lui, Florin Mircea, Dumnezeu să-l ierte, a murit, ăsta era actor. Băi, și ăla mi s-a părut cel mai cool om pe care îl văzusem eu vreodată, înțelegi? Deci nu văzusem ceva atât de cool până la el. Uh-huh. Și mi-a venit chestia asta, să fiu actor. Foarte tare. Și ăsta mi-a fost ulterior profesor de vorbire. Foarte, foarte mișto. Dragoș, nu te mai iert. Dragoș Dumitru este cel care a jucat rolul lui Bănel, pentru cei care au văzut filmul, în Neidentificat. Bine ai venit la Rock FM. Mulțumesc frumos și mulțumesc pentru invitație. Am înțeles de la tine că tu ai făcut liceul de artă din Buzău, secția actorie, ai terminat în 2011 ai jucat în primul tău film, Ceva bun de la viață, de Dan Bița, da? Da. Iar ăsta este cel de-al doilea al tău film. Foarte, foarte important. Al doilea, în 12 ani, să spunem că am reușit să fac două. Stai, bro, că abia ai spart gheața. Ai răbdare puțin. Ai răbdare, că ești încă tânăr, nu ca Farcaș. Spune și mie, cum te-ai simțit și cum te-au racolat în echipa asta? Deci, pentru cei care nu ne văd, Dragoș Dumitru este de etnie romă, da? A avut vreo importanță, vreun, nu știu, a avut ceva de spus lucrul ăsta în ecuația problemei? Îl vrem pe el pentru că e talentat, îl vrem pe el pentru că e de etnie romă și că joacă bine rolul ăla. Nu știu, ce ți s-a spus? Cum te-au adus acolo? Păi, domnul Cătălin Dordea, agentul căruia vreau să-i mulțumesc pe această cale. Așa. Și, în al doilea rând și nu în ultimul rând, soției mele, Elena Maluș, cu care am venit. Apropo, Elena e aici, îi facem cu mâna, e undeva în studio. O să vedeți și filmarea pe rockfm.ro, nu se vede, s-a ascuns bine după camera acolo. Săruna. M-au adus la această probă a filmului Neidentificat, unde l-am întâlnit pe regizorul Bogdan Apetri și pe Farcaș. Așa. Mi-a plăcut foarte tare din prima de amândoi. De obicei eu simt dacă am cumva vreo conexiune cu persoanele cu care mă întâlnesc sau nu. A fost un fel de dragoste la prima vedere între noi trei, cred eu. Toți trei ne-am înțeles perfect. S-a muncit la repetiții și răspunsul a fost că suntem compatibili eu cu Farcaș pentru acest film. O, da. Excelent, excelent. Bun, Bogdane, spune și mie, de ce e diferit filmul ăsta de alte producții românești din ultima vreme? Pentru că multă lume spune că este altceva și că în niciun caz, dacă n-ai asculta limba, așa, nu ți-ai dat seama că ăla e un film românesc. Că ăla, dacă era făcut în engleză, cu siguranță ți-ar fi părut un film, nu știu, american, da, englez, un film de afară. Da.
Spune și mie, cu ce e diferit filmul ăsta de altele românești? Băi, are un stil de filmare diferit în primul rând, adică mie îmi place foarte mult chestia asta, pentru că este o filmare din asta de introspecție a personajului, are un subiect nemai făcut, adică hai să fim onești, nu mai e nici cu revoluții, nici cu supe în 10 minute. Ne cam săturase și da, de nu mai e nici băbune. Cu ce mizerabilă e România, este și în primul rând este un subiect universal, da? Da, da. E vorba da. De un om care poate care o ia razna și omul ăsta care o ia razna o poate lua razna în orice țară. Oriunde, pe globul ăsta. Da. Și în primul rând îl face un film universal. Și doi la mână, ți-am zis, din punctul meu de vedere, regia, pentru că ăsta, George Bogdana Petri, e profesor la Columbia, adică știe regie de afară, multă. E, se vede, e da. Profesor în state, e la New York. Da, se vede și influența americană, că am văzut niște chestii foarte, da, foarte mișto, absolut. Foarte interesante. Da, și filmul arată altfel față de cum arată multe filme românești. Dar acum, hai să fim onești, în ultima vreme, filmele românești se cam schimbă. Adică da. Încep să arate bine. Da. Și da. Mie mi se pare că ar trebui susținute filmele românești, pentru că vorbim toată ziua de supereroi și de Marvel și de nebunii din astea și toată ziua ne plângem, cel puțin dacă te uiți pe Facebook, așa, sau în social media, da? Și ne plângem permanent că nu mai avem actori sau nu mai avem regizori sau ceea ce nu e adevărat. Avem. Avem actori, avem regizori, trebuie numai să-i vedem. Corect. Cât de nașpa a fost Dragoș pentru voi în pandemie, ca actori? Păi, atât de nașpa încât am crezut că nu o să mai ieșim niciodată din ea. Eu nu asta am crezut, sincer. Am început să mă reprofilez, m-am dus în construcții, am lucrat cu... Tu vorbești serios? Da, sigur. Am lucrat. Deci, fratele meu, când o să te văd primind statueta aia pentru cel mai bun film străin, o să-mi aduc aminte de ce ai spus aici. Da, asta am. Bun, ați fost în foarte multe orașe, da? Vă amintiți? În seara asta e la Mețere, o să ajungem da. Și acolo. Unde v-a plăcut cel mai tare? Unde credeți că a avut cel mai mare impact filmul ăsta? Cluj, de departe. De ce spui asta? Pentru că Cluj e un oraș foarte modern. Adică a ajuns la, odată cu TIF-ul, a reușit George să facă cu TIF-ul o nebunie acolo, acum hai să fim onești. Așa. Tu ai fost vreodată la TIF? Nu. Mă, e super, mă, ai senzația că e festival de muzică, nu că e festival de film, adică foarte e mic. Plin la cinematografie, e plin de dimineață până noaptea, lumea se adună pe străzi. Gagici. Lasă-mă gagicile, pun la gagici. Vorbesc cu oamenii, comentează filme, adică îi vezi că se duc să vadă e filme românești. Maia, da, uite, a scos Strunilă, ăsta, cum îi zice, Perfect Necunoscuți. Aha, și erau vreo 2000 de oameni la el, adică wow. Se vorbește pe străzi de filme. L-am văzut pe Andy Basluianu la voi la premieră, da, și am mai văzut niște figuri da, foarte da, cunoscute. Da, da, da. Ceea ce pentru mine înseamnă și prietenie și respect pentru munca colegului de braslă. Mai Andy foarte fain. Da, e foarte fain. A venit și el de vreo câteva ori pe la Exarhu, aici la Rock FM. Bun, diseară Mețere, după care ce oraș urmează? După care mâine este Sibiul. Așa. Am eu la 5.45, tot în cadrul TIF. Bă, adică, dacă te mai duci cu motorul și până la nu, Sibiu... Nu, mâine te cu mașina. Așa. Mâine iau mașina, mâine-s nebun. Mai, ok, așa. Foarte. Mâine-s razna. Așa, 38 de grade până la Sibiu, lasă-mă în pace. Sibiu, da, Sibiu, după care sâmbătă avem Constanța, mergem toți. Uh-huh. După Constanța, luni, pe 9, eu ajung la Iași. Aici ai nebunie, mă duc acasă, mă. Atât. Băi, vine tata cu mama la film, mă. Pe mamă, bune. Și înjurătura aia din birou de la șeful, dar nu, de la... Că nu m-a văzut tata, parcă tata nu m-a înjurat când era mic. Mamă, ce-a fost la gura ta acolo, frate. Dar a fost tare și piperul acelei scene, adică... Dar pentru mine o să fie o nebunie la ea și îți spun și de ce. Mm. Când eram copil, eu fugeam de acasă și mă prindea tata la cinema, ok? Adică mai furam bani din buzunare și luam bătaie săptămânal. Mm-hmm. Deci mă ardea moșul, doamne, ok? Nu mă pe bune, dacă așa e, așa e. Bun. Și acum, adică când mă căuta tata, mă găsea la cinema. Odată m-a prins cerșind, cerșeam în fața cinematografului. Păi nu mai aveam bani și trebuia să intru la film. Da, și da. Vedeam din alea cu Vinetu, cu măgării din alea, biciu fermecat, o floare și doi grădinari, știi, alea. Așa. Și m-a prins tata la cinema cerșind. Îți dai seama că mi-a tras trei palme cu, din alea cu Hristos și cu Dumnezeu cu alea. Așa, m-a băgat în casă, i-a zis maică-mii, cu tine seamănă. Așa. Și luni seară mă duc cu mama și cu tata să mă vadă pe mine, mă. Foarte frumos. Deci, cred că vor ieși în lacrimi de acolo și băi, vor sper. Zice, bă, n-a fost în zadar. Da, sper, pentru că pentru mine e foarte emoționant. Da, da. Cea mai frumoasă, sau unul dintre cele mai frumoase lucruri care se pot întâmpla pe planeta asta, să-ți faci părinții mândri.
și să își aducă aminte prin câte chinuri, că toți am fost belele la noi acasă. Câți bani au băgat în mine și în biletele mele de cinema. Exact. Înapoi la Dragoș, că ăsta micul nu prea vorbește și mă și enervează. Dacă mâine, de exemplu, o să primești o statuietă Oscar, care ar fi prima persoană care e mulțumit la ceremonie și de ce? Cred că ar trebui și aș simți nevoia să mulțumesc da, mamei și apoi soției mele. Cred că sunt două totuși persoane, mm-hmm. Nu pot să exclud una fără alta. Da, că o să mănânci mâncare rece dacă nu spui de doamnă. Ok, am înțeles că e o relație mai specială între noi doi. Chiar aș fi avut o mare rugăminte dacă se poate să pun o melodie de la Rammstein. Soția mea este fan Rammstein și noi ne-am tatuat pe verighete, să spun așa, câteva versuri din melodia Condum. Fiur. Ce zici tu mai aici? Stai așa, stai să văd dacă am la îndemână. Fiure mic. Nu știu dacă am acum la îndemână chestia asta. Uite, spun Duhas, că asta place la toată lumea. America, ce mai e? Ich tu dir weg asta? Nu, ich will keine Lust. Ha mă, lasă, bă, uite, pregătesc un Duhas, Duhas tu din sufletele noastre. O știu și eu mai bine. O știe toată. Ea știe toate melodiile de la Rammstein. O să vă pun să cântați, să știți. Bun. Ținem foarte mult unul la altul și m-a ajutat foarte mult. Ce să spun, la premii nu mă gândesc, de asta nici nu vorbesc foarte mult, mă gândesc doar să lucrez în perioada asta, apropo de să ne închidă iar sau tâmpenii din astea. Pe repede înainte, cum ai reușit să smulgi lacrima aia? Am înțeles că în jurul tău se râdea la scena aia, când Bogdan țipa la tine, mă rog, inspectorul țipa la tine să te facă să recunoști o crimă pe care tu n-ai făcut-o sau o infracțiune, mă rog, și la un moment dat ți-a ieșit lacrima aia. Ce se întâmplă atunci? Vă dau cu ceapă pe la ochi? Da, păi ăsta era și motivul pentru care colegii râdeau, că dacă nu iese, îi dăm cu ceva, îi dăm cu ceapă, îi dăm cu... și... Stai mai aproape de microfon, măi, parcă așa. Exact. Auzi, mă, cum era malifia aia când eram noi mici, aia chinezească? Aoleu, dar noi spuneam căcuța de chinez, nu mai știu cum se chema, dar așa spuneam. Așa. Bine, dragule. A ieșit până la urmă. A ieșit foarte mișto totul, cap-coadă. Mi-ar fi plăcut să-l cunosc și pe domnul regizor. Domnul regizor e în tratative acum, îți dai seama, toată lumea vrea în momentul de față, să vorbească cu el. Da, corect. Bogdane, tu ești biker. Da. Ai juca într-un film cu motocicliști, dacă ți-ar cere cineva treaba asta? Vă rog frumos, dați-mi un rol cu motocicliști, că l-aștept de 13 ani. Deci am 13 ani de când aștept un rol cu motocicliști. La cine se gândește la un scenariu? Să mai aibă în vedere, vă rog. Ok, ultima întrebare. Dacă ar fi fost să faci parte din echipa Sons of Anarchy, ce rol ai fi vrut să joci? N-am ceva preferat. Hai, oricare, mă, pe cuvânt. Nu, pe cuvânt, oricare. Ți s-ar fi potrivit, nu știu, Jack Steller? Nu știu, oricare. Mi se pare atât de bine făcut. Bine, transexualul ăla te prindea? Bine, nu, hai să nu se ridicale, oricare. Ba da, uite și ăla ar fi fost o compoziție. Mamă, compoziție. Ce fel a jucat omușorul ăla. O compoziție frumoasă. Da. Bun, dragii mei, un cuvânt de încheiere. Dragoș Dumitru, rolul lui? Bănel. Așa. Un cuvânt de încheiere, pentru că trebuie să ne luăm papa. Da, mulțumesc pentru invitație. Vă rog să veniți să vedeți filmul Neidentificat. Din punctul meu de vedere este ceva nou pentru România și ar fi păcat să nu fie văzut de cât mai mulți oameni. E un nou început. Ok, Bogdan? Și eu vă invit să vedeți Neidentificat și cu ocazia asta îi mulțumesc soacră-mii că a dat textul cu mine. Să rămână Ovelia. Bun, următoarele orașe pot fi găsite pe pagina de Facebook Neidentificat. Da. Sau Farcaș Bogdan, acolo postez și eu constant următoarele orașe cu ore și tot tacâmul. Băieți, a fost o onoare, un privilegiu pentru mine să vă am în studio Rock FM, din toată inima, succes! Noi mulțumim! Mulțumim!